Aparent, micuțul oraș burghez, cum era denumit odată municipiul Deva, pare unul în care tronează liniștea și acalmia. Aparent, pentru că în realitate administrația locală este bombardată de problemele și nemulțumirile devenilor care cer ajutor mai marilor urbei. În multe cazuri, slabe șanse de rezolvare, pentru că și aceștia se lasă duși de val, iar ședințele de Consiliu Local devin adevărate arene de circ în care se plătesc polițe și se aruncă cu jigniri. Altfel spus, nicio ședință fără scandal. În ședința din 25 ianuarie, la punctul privind modificarea organigramei și a statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului, consilierul local Marius Manea a atras atenția că pe site-ul primăriei la organigramă nu figura salarizarea administratorului public Traian Berbeceanu. M-am uitat pe partea de organigramă și pe site-ul primăriei la ceea ce înseamnă salarizare, nu figura administratorul public. Aș vrea să știu dacă a apărut această precizare și să ne spune și salariul domnului administrator public. A fost scânteia care a declanșat scandalul. Păi eu știu, domnul consilier Mane, că dumneavoastră nu știți să scrieți. Dacă credeam că știți să citiți și dacă știți să citiți, declarațiile mele de avere sunt publice și puteți să citiți de acolo și să vedeți ce salariu domnul, am. Nu mă întrerupeți că așa e. Nu vă întrerup, dar atâta timp cât mă jigniți, nu păi pot nu vă să. Jigniți, n-am înțeles de unde ați dedus dumneavoastră domnul, ceea ce afirmați. Domnul. Păi din sutele atâta de postări timp cât care nu aveți în competență să-mi determinați mie, eu știu, ba, modul în care scriu, că spre deosebire de noastră mi-a făcut școală. Dumneavoastră, v-am mai spus, sunteți aici angajatul primăriei, păi nu sunteți pus aici să luați la întrebare consilierii. Dar nu v-am luat la întrebare, am făcut o afirmație și răspundeți. Dumneavoastră trebuie domnul să răspundeți. Domnul Mane, vă rog frumos. Deci, și întrebarea nu vă era adresată dumneavoastră, era adresată șefului de personal. Când am să vă întreb, domnul să luați cuvântul. O să vă răspund pentru că despre mine este vorba și repet, nu știți să scrieți, dar am crezut că știți nu să citiți. Nu știți tu să scrii și lasă-mă cu poveștile astea. Nu, eu știu astea. Să scriu, dacă vreți, dăm aici de față cu toată lumea o testare. Da, lasă-mă cu poveștile astea, faceți testare la grădiniță cu alții. Cineva, păi asta mine, se pare că dumneavoastră a sărit peste etape. A sărit dumneavoastră mai multe etape Mane, și ați ajuns domnul undeva Mane, vă rog nemeritat prin voce și talent. Altceva nu ați avut. Da. Da, mulțumesc frumos. Mulțumesc. Aș vrea răspuns. Au fost și întrebări adresate primarului Florin Oancea, dar acesta a lipsit și de la această ședință.